Campionatul național de volei masculin, categoria de vârstă Speranțe, a debutat la finalul săptămânii trecute cu prilejul disputării primului turneu de sală. În seria E, la Zalău s-au disputat 3 partide: CSS Zalău, CSS Toplița, CSS Lapidej, CSS Toplița și CSS Zalău, CSS Lapidej. Primul turneu de sală din cadrul ediției de campionat 2015-2016 al juniorilor categoria Speranțe de la Clubul Sportiv Școlar Zalău a debutat bine pentru gruparea sălăjeană. Antrenată de Giurgiu Horea, gruparea sălăjeană a fost condusă de pe banca tehnică de Dorian Faur, iar în primul meci disputat sâmbătă dimineața în sala de sport a liceului Mihai Viteazul, zălăuanii au reușit să bifeze prima victorie, scor 3-0 în fața echipei CSS Toplița. În cel de-al doilea joc al zilei s-au întâlnit CSS Lapidej și CSS Toplița. Duelul dintre formația din județul Cluj și gruparea din județul Mureș a fost câștigat de o manieră categorică de gruparea din Dej, care a încheiat meciul în numai 3 seturi. În ultimul joc al turneului de la Zalău s-au întâlnit CSS din localitate și CSS Lapidej. Din păcate pentru formația sălăjeană, partida a fost câștigată în numai 3 seturi de gruparea din județul Cluj și CSS Zalău a încheiat primul turneu pe locul al doilea. Următorul turneu al juniorilor categoria de vârstă Speranțe este programat în perioada 28-29 noiembrie la Dej.